Salutare! Astăzi ce vreau să fac este să repar arcul la briceagul ăsta, ca să vedeți diferența. Asta e Undelica, asta e fratele mai mare. De închis ar trebui să se închidă genul ăsta, adică până la un moment dat se simte și arcul, tensiunea arcului și la un moment dat trage singur arcul. Așa, deci de acolo se închide singur. Așa, ei, ăsta nu se întâmplă absolut nimica. Nu se întâmplă absolut nimic. Și proprietarul mi-a spus că bucata de plastic de aici din spate, care ține arcul, care acționează sistemul de blocare, s-au rupt niște urechiușe și se mișcă cu totul. Acum ce vreau să fac e să-l desfac și să ne văd dacă pot să-i fac ceva. Am o cutiuță în care pun șuruburi și alte lucruri ca să nu le pierd. Da. Deocamdată avem astea. Încep cu clipul. Așa. Și acum o să desfac de fapt cum e la rând așa. Ok, aici am folosit torx de 7, scrie pe ăsta, și pe ăsta 8. No. Ok, și s-a desfăcut foarte ușor. Asta e plăseaua, aici are o șaibă de metal, nu știu dacă vine jos, nu mai știu. Se pare că e lipită. Asta e bine. Aici vine linerul, practic. Partea metalică care oferă rigiditate briceagului. Așa. Șaiba de bronz, fosfor bronz. Așa, și aici avem sistemul de blocaj. Aha. Să vedem ce se întâmplă pe aici. Aha. Deci ăsta trebuie să fie cumva, să stea mai țeapă un picuț aici. Și ăsta am impresia că s-o lăbărțat prea tare, că se și vede. Nu știu dacă vedeți, dar dacă reușesc să-l scot afară. Lama briceagului se atinge de asta. Da, bun. Te iau jos tot ce înseamnă șurub. Să vedem. Aici se pare că au pus ceva Loctite. Să vedem cu ce îl scot afară. Să apelez la EDC-ul meu. Și aici se vede. Nu. Așa. Și acum ce pot să văd eu, că aici într-adevăr avea o urechiușă rotundă aici, așa, nu se vede foarte bine, care s-a rupt. Și pe partea asta altă, nu știu, s-o rupt sau o luat el jos. Și în mod normal asta trebuia să intre în găurica asta. De aici. Sau cel puțin așa presupun. Da, și aici are niște Loctite. Să vedem dacă e Loctite de la... Da. Bun. Adică așa. Și acum o să îl stric ăsta. Sper să nu rup de tot. Bun. Ok. Asta e de fapt arcul care ține blocajul. Mi-am luat un toc de lemn ca să nu-mi tai pe aici un alta și să pot să apăs mai tare. Și acum trebuie să vedem exact cât e gaura. E de 2,4 mm. Dacă... Bun. Acum să vedem ce vreau să fac. E să fixez spațiatorul ăsta sau ce-o fi și să-l țin strâns ca să pot să dau gaura, să văd dacă potrivește. Nu? Așa. Și așa, în poziția asta ar trebui să dau gaura. Prima dată am zis că totuși să fac un punct de reper, să văd dacă merge pe mijlocul plasticului, totuși e o zonă destul de sensibilă. Și dacă vedeți, nu e chiar pe mijloc, dar știu zona și atunci o să încerc să-l dau gaura cât mai pe mijlocul plasticului. Bun. Am dat gaură de 2 numai, nu de 2,5, că mi se pare și așa că e prea aproape de marginea plasticului, nu știu cât o să țină, nu știu cât e de tare plasticul ăsta. Am o bucată de alamă, cred că e de 3 mm și o să o pilesc până fac un ștuț de 2 mm care să-mi încapă aici. Asta e planul. Și să fie ceva de genul ăsta. Și o pilă. Vreau pe asta să vedem. Ui. Mai am de luat, cred că o să recurg la o pilă mai mare. Mai intră ok, ca și dimensiune, trebuie să-l calculez acum, să vedem. Niciodată am 1 mm, deci 2 mm cu 3,5, 5 mm jumate. Am zis 5 mm jumate. Ok. Cam așa a ieșit. O să încerc să îl pun așa, după care să îi pun lama. Okay. Să vedem dacă mă chinuiesc mai tare sau... N-am mai desfăcut de mult un briceac de genul ăsta. Ce pot să vă zic din experiența cu șururile de la Spyderco, trebuie să fii atent, nu trebuie să le strângi foarte, foarte tare, că sunt destul de mari. Și durează mult până ajung din state. Bun. Mai am unul. Ok. No, și acum chinuiala să pun aici. O să caut o bucată de sfoară și o să leg arcul. Sper să stea. Ok. Și acum pivotul. O să încerc să pun șaiba, nu o să mă vedeți că e destul de mic spațiu acum, așa o să mă chinez și un pic. Da, mă duc să-mi caut și o pensetă. Bun. No, așa, dacă folosești scule cum trebuie, nu a fost chiar greu. Da. Chiori mațele. Acum strâng și asta înapoi și desfăcut arcul. Să vedem ce am făcut. Oh! Ca nou! Da, nu stă ciudat. Trage. Asta era cel mai important. Bun, clipul. Pe ce parte era clipul? Așa era. și gata. Chiar dacă la montaj nu m-am descurcat așa de bine, până la urmă a ieșit ok. Endura, sincer, Endura este unul dintre cuțitele mele preferate. Eu n-am avut problema pe care a avut-o prietenul ăsta meu cu arcul. Am făcut cadou de Endura la frații mei și urma să-mi iau și eu unul, dar nu mi-am mai luat. Dar ei le folosesc de fiecare dată când mergem la pădure, la pescuit, le iau cu ei. Bun, sper că ați putut învăța ceva și din clipul de astăzi, chiar dacă nu e cel mai profesionist clip, să zic așa, în ce privește asamblarea. Și să vă fie de ajutor. Mulțumesc frumos pentru timpul acordat și o zi bună!